Sportivul Leonard Marinete a fost ridicat de pe stradă de polițiști pe data de 9 mai, din zona fostului magazin Oltul, din Slatina. Oamenii legii l-au săltat după ce o tânără a depus plângere împotriva lui pentru infracțiunea de șantaj. Marinete a fost reținut pentru 24 de ore, după care a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. În perioada 3-5-2017, inculpatul Marinete Leonard Emilian a constrâns persoana vătămată să îi dea o sumă de bani, amenințând-o cu darea în vileag a unei înregistrări video compromițătoare. Astfel, inculpatul Marinete Leonard Emilian a discutat telefonic și prin intermediul aplicației WhatsApp cu persoana vătămată, căreia i-a trimis un screenshot de pe o înregistrare video în care persoana vătămată întreține un act sexual și a solicitat o sumă de bani pentru a nu da în vileag înregistrarea compromițătoare, fapt pentru care, în ziua de 8-5-2017, persoana vătămată a sesizat organele de poliție judiciară din cadrul Poliției Municipiului Slatina. Se arată într-un comunicat al parchetului de pe lângă judecătoria Slatina. Zilele trecute, Leonard Marinete a fost trimis în judecată sub acuzația de șantaj. În prezent, dosarul se află în procedura de cameră preliminară, urmând să fie stabilit primul termen pe fond, care va avea loc la judecătoria Slatina. Leonard Marinete a mai fost implicat în urmă cu câțiva ani în alte scandaluri care s-au lăsat cu amenzi.